bună de demnitate. După evenimente tragice, accidente sau boli, unii dintre noi sunt imobilizați în căruciori. Așa se explică faptul că acum în România peste 400 de mii de oameni nevinovați își trăiesc viața ca într-o închisoare. Când am fost în filmul, erau 400 de mii de oameni. Pentru ei nu există sentință. Nu există gardien. Pereții închisorii sunt zidurile propriilor case. Eliberarea lor este la îndemâna noastră. De cele mai multe ori, cheia înseamnă doar ora. Ce înseamnă înlocuirea pădurii cu rampa? Singura soluție pentru o deplasare în siguranță este rampa. Rampa mă ajută ca să pot să cumpăr alimente, să pot să mă duc să-mi iau pensia, să pot să vote. Dacă ar exista rampa, eu și cu urmă am putea ieși împreună la plimbare în față. Rampa m-ar ajuta să am acces mai ușor la teatre, la cinematografă. Aici aș putea lucra, dar aceste trepte mă împiedică. Vreau o rampă pentru a fi privită ca orice ori, când intru în această instituție. Să mă plimb, să fiu independent, să fiu în rând cu ceilalți. Să fim în rând cu ceilalți. Una dintre marile noastre dorințe. Ceilalți sunt întotdeauna cei puternici. Când vorbim despre oameni cu cărucioare rulante, prima reacție este să ridicăm undeva o barieră și să facem diferența între noi, cei puternici, și ei, cei care au în permanență nevoie de ajutor, ca și cum puterea unui om ar depinde numai de forța fizică. Am întâlnit însă oameni de la care am învățat că puterea unui om, la fel ca și dragostea, vine de undeva din interior. Imaginați-vă cum e să ai responsabilitatea două treimi, ceea ce înseamnă viața culturală a unui oraș. De fapt, nu trebuie să vă imaginați. Vă invit să faceți cunoștință cu managerul și omul Nicolae Vlidariu, directorul Casei de Cultură și al Teatrului Național din Lugoj. Niciodată nu m-am întors de la de o competiție festivalieră fără de o recunoaștere, să-i spunem, de soi. Anul trecut, Coronosco a cântat la Vatican. Anul acesta, avem aici o diplomă pe masă care recunoaște Coronosco și l-a așteptat pe locul 2 dintr-o participare de 13 țări europene. La concursul de cantu Cruzavescu a fost prezent principale personalități din lumea muzicii lirice din țară și din Europa. Amintesc aici pe directorul operei din Viena. Și trebuie să mă întorc și să spun că sufletul, managerul, liderul sau cel care am avut intenția și inițiativa, am fost eu. În pofida aparențelor, Nicolae Vlidariu este un om în suferință. Pășește greu și face exerciții pentru ca să se obișnuiască să meargă în fotoliul rulant. Cu toate acestea, n-am reușit niciodată să mă gândesc la el ca la o persoană cu handicap. Același lucru mi se întâmplă atunci când vorbesc despre Ecaterina Aniegă, unul dintre puținii români care au obținut o întrevedere personală cu prima doamnă a Americii, Hillary Clinton. A apărut Hillary Clinton cu costumaj roz. Domnul Brent a spus că vă prezint delegația din România, care a venit, a dat până acum. Și m-a întrebat unde este restul delegației. Și am zis, nu este restul delegației. Singura persoană care mă însoțește permanență este mama mea. Are 65 de ani, la care a luat pe mama, i-a strâns mâinile, s-a uitat în ochii ei, s-a umezit ochii. Este probabil datorită acel moment, cu două ore în urmă, când spunea că mama
mama ei decedase din cauză de cancer și faptul că eu sunt cu mama mea, iar ea este realmente singură, deci singură din punctul ăsta de vedere, că avea o armată de oameni în jurul ei. M-a rugat să-i traduc mamei mele cât este de fericită că este cu mine, că este cu mine nu ca și șef de delegație, ca și soțător, ci ca și mamă. Caterina Negre este cea mai bună și mai grozavă colaboratoare pe care organizația noastră o poate avea. Este secretara generală a organizației Asociației Handicapaților Neuromotori din România cu sediu central la Arad. Este reprezentanta noastră în străinătate, vorbește trei limbi, este evaluator de programe, este tot ce vreți dumneavoastră. Președintele României și-a dorit un astfel de om. Un om ca și Cati ar trebui să fie folositor mai multor cetățenii acestei țări. Cred că ea are această disponibilitate, are această frumusețe sufletească pe care puțin oameni o au de a-și închina viața unui ideal. O boală incurabilă și un accident. Două evenimente care au schimbat radical destinele unor oameni ca Ecaterina Anieger și Nicolae Pridari. Există sute de mii de astfel de povești care se întâmplă în preajma noastră. Și fiecare poveste înseamnă viața unui om. Pe cei mai mulți nu apucăm să-i cunoaștem. Borduri și drepte țin închiși în casă oameni pe care pricepere și putere de muncă ne putem baza. Spațiul vital persoane cu handicap se rezumă la o minimă deplasare între pat și masă. Dacă persoana cu handicap reușește să depășească spațiul acela restrâns al casei, putem vorbi despre un om puternic. Vreau tot, vreau să cuceresc și vreau să-i fac pe alții să vrea ca mine. Vreau bani. Ca să am bani trebuie să lucrez. Cine ne va angaja atunci când are nevoie de trei hamari care să mă urce la etajul 2? Nimeni. Nimeni nu plătește plus pentru mine un om care să mă ducă în braț. Pentru asta trebuie să poți să ieși pe stradă, nu numai ca mine, purtată în brațe, ci absolut independent. Trebuie să poți să trec de pe o parte pe alta. Nu neapărat împinsă de mama sau de prietenul sau de prietena, ci absolut singuri să trecem strada, că am crescut, am trecut de grădiniță, intrăm în facultatea vieții. Ce este rampa? Rampa este o cale de acces între două nivele diferite cu utilități publice. Sunt necesare la refugii pietonale, traversări, pasaje subterane, inclusiv acces metrou, parcaje, acces instituții, acces locuințe și altele. La trotuare, rampele trebuie să fie de minim 1,50 metri lățime și cu o pantă de acces de maxim 8%. La clădirile existente se vor amenaja peroane înalte cu rampe mobile. La clădirile nou proiectate se vor amenaja rampe definitive, cu o pantă de maxim 5-8%, cu balustradă cu mână curentă de 90 de centimetri pentru adult și 75 de centimetri pentru copii. Rampele s-au reglementat prin normativul C239 din 1994 și sunt obligatorii în proiectarea și execuția lucrărilor noi din investiții, precum și la renovarea, reconstrucțiile și la reparația obiectivelor existente. Accesibilitatea trebuie să devină o componentă firească în existența noastră a persoanei cu handicap. În felul acesta, totul va fi extraordinar, zic eu. Rampe în loc de borduri la trecerile pentru pietoni. Rampe în loc de scări la intrările instituțiilor publice. Un argument în plus pentru locul nostru în Uniunea Europeană. Europa a descoperit rampa pentru a nenumărata oară atunci când și-a dat seama că pe o navă important sunt toți pasagerii. Nava este pentru Uniunea Europeană, întreaga Uniune, formată din comunități diverse, în care fiecare cetățean trebuie să aibă acces la infrastructura socială.
Putem spune de data asta că rampa pentru persoanele cu handicap este una din rampele României către Europa. Rampa înseamnă libertate. Înseamnă egalitatea șanselor. Este o chestiune de demnitate. Rampa este un pas spre Uniunea Europeană. Dacă crezi că locul nostru este acolo, contribuie și tu la accesibilizarea spațiilor publice. Înscrie-te pe listele celor care susțin modernizarea străzilor și a instituțiilor publice din orașul tău. Semnează și cere construirea de rampă. Asta a fost situația acum vreo 10 ani. La sfârșitul anului 99, începutul lui 2000, când aici ați văzut se vorbea despre normativ existent încă din 94. Actual normativ pentru accesibilizarea spațiului ambient, normativul MPR-051, intrat în vigoare din 2001, a înlocuit normativul din 94. Dar constatarea care a făcut-o la începutul prezentării, că aproape nimic nu s-a schimbat, sau se vede și ce a fost prezentat în filmul acesta și ce este realitatea acum în România. Nu numai în București, toată localitatea din România. Da, mai departe. Un filmuleț scurt, de câteva secunde, prezentat mai multe canale de televiziune acum câțiva ani, cu ocazia Zilei Mondiale, Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, 3 decembrie. Ca să ne fie mai ușor, am inventat roata. Am construit dreapt, am construit dreapt, am construit dreapt. Treptele sunt pentru unii. Rampele sunt pentru toți. Accesibilizarea spațiilor publice. Prima dreaptă spre o lume pentru fiecare. Alte soluții. Campanie de lobby și advocacy de promovare a unor acte normative privind respectarea drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități în conformitate cu cerințele legislației europene și a Convenției ONU din 2006. Educația în familie și în școală privind dizabilitatea pentru schimbarea mentalității față de persoanele cu dizabilități. Punerea în aplicare a strategiei naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, șanse egale pentru persoanele cu handicap către o societate fără discriminare. Ratificarea Convenției 1-2006 privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Am aflat astăzi că se va ratifica anul acesta, să vedem. Și adaptarea legislației privind persoanelor cu dizabilități conform cu prevederile și cerințele Convenției 1-2006. Câteva concluzii. Statul român îi condamnă pe cetățenii săi cu dizabilități la izolare și marginalizare. Persoanele cu dizabilități sunt oameni invizibili din cauza lipsei de accesibilități în mediul ambient. Persoanele cu dizabilități nu își pot îndeplini drepturile și obligațiile cetățenești, fiind lipsite de șanse egale privind participarea la viața comunității și la societății. Speranța că până în anul 2015, problema accesibilizării mediului ambient va fi rezolvată. Schimbarea mentalității privind conștientizarea nevoilor și drepturilor persoanelor cu dizabilități este un proces îndelungat. Până atunci, vom rămâne la statutul de oameni invizibili, privind pe după ferestre, o normalitate care le este refuzată, peste care nepăsarea și afacerile personale pun încă semnul pe care doar ei îl văd și îl găsim dureros de acces interzis. Vă mulțumesc pentru atenție.